Direcția de Sănătate Publică Brașov a dat publicității protocolul de testare rapidă antigen COVID-19 în unitățile de învățământ. Iată ce cuprinde acest protocol. Testarea cu teste antigen rapide se recomandă elevilor simptomatici, a căror simptomatologie de boală debutează în timpul orelor de curs prin tuse, febră, scurtarea respirației, dureri în gât, coriză, dispnee, astenie, mialgii, cefalee, ageuzie sau disgeuzie sau simptome digestive, vărsături, diaree, greață, fără o altă cauză confirmată. De îndată ce elevul prezintă asemenea simptome, se anunță responsabilul desemnat de unitatea de învățământ și personalul medical al unității de învățământ. Elevul este îndrumat în încăperea desemnată ca izolator, unde se izolează și este monitorizat. Se verifică existența acordului informat al părintelui pentru testarea rapidă antigen și sunt anunțați părinții elevului. Dacă există un acord din partea părintelui elevului minor sau acordul scris al elevului peste 18 ani, se efectuează testarea pentru COVID-19 utilizând un test antigenic rapid. Testarea se efectuează de către asistentul medical la recomandarea medicului unității de învățământ sau al reprezentantului DSP județean sau de către medicul unității de învățământ. Colegilor cazurilor confirmate din unitatea de învățământ, inclusiv celor asimptomatici, imediat după confirmarea primului caz, li se face și lor acest test. Este vorba de elevii din clasă, elevii din alte clase cu care elevul confirmat a venit în contact direct și profesorul sau profesorii care au predat la clasă în ziua confirmării cazului și cu două zile anterior confirmării acestuia. Colegii care au un consimțământ semnat, inclusiv cei asimptomatici, se vor testa utilizând teste antigenice rapide prin deplasare ordonată, eșalonată, supravegheați de un reprezentant al unității de învățământ către spațiul alocat testării. De asemenea, vor fi testați și profesorii de la clasă, așa cum au fost definiți mai sus. Excepție de la testare vor face persoanele vaccinate complet și cele care au trecut prin boală și nu au trecut mai mult de 90 de zile de la vaccinare. Testarea se efectuează de către asistentul medical la recomandarea medicului unității de învățământ sau la reprezentantului DSP județean sau de către medicul unității de învățământ. Testarea se face și cadrelor didactice și altor angajați ai unității școlare simptomatici, a căror simptomatologie de boală debutează în timpul orelor de curs, precum și contactilor persoanelor confirmate pozitiv, cadre didactice din cancelarie sau personal angajat al instituției cu care acesta a stat în apropiere la mai puțin de 2 metri fără mască, cel puțin 15 minute. Cadrul didactic va merge în spațiul alocat testării. Testarea pentru COVID-19 utilizând un test antigenic rapid se efectuează de către asistentul medical la recomandarea medicului unității de învățământ sau la reprezentantului DSP județean sau de către medicul unității de învățământ. Pentru toate cazurile se vor utiliza teste antigenice rapide conform cerințelor punctului 10 din Ordinul Ministrului Sănătății 1819 din 2020. Se vor urmări indicațiile producătorului, urmând pașii recomandați în prospectul fiecărui tip de test antigenic rapid utilizat. Personalul medical al unității de învățământ va fi informat de către DSP asupra modului de recoltare corectă a prelucrării și interpretării testului. Toate testele rapide efectuate în cabinetul medical școlar de la nivelul unității de învățământ vor fi raportate către DSP în vederea înregistrărilor în Corona Forms.